Dorii ca oriunde aș fi în lumea asta să pot să aud că România și-a sărbătorit ultimul veteran din al doilea război mondial cu funeralii naționale. Îl apreciez în mod deosebit pe premier și echipa dumnealui pentru că a venit alături întotdeauna de veteranii de război care nu votează, care nu sunt o populație eligibilă, care nu vine nimeni în întâmpinarea dumnealor. Avem 320 de oameni trecuți peste 100 de ani în țară care încă supraviețuiesc și supraviețuiesc pentru ca să avem noi timp să venim către ei, altfel nu-mi pot explica. Și închei spunându-vă că cea mai creativă idee care mi-a venit în legătură cu ei după ce i-am băgat în ciclu de concerte de gală ca lumea să-i cunoască, dar se pare că n-am ajuns atât de departe încât cei din sală să cunoască, dovadă că presa nu ne susține. Și apropo de presă, când ne-am adus pentru prima oară la un eveniment, ne-au spus o să venim când o să moară un veteran de război la un eveniment. Va fi cu siguranță o știre și un breaking news, altfel nu are relevanță, sunt prea bătrân pentru noi și se mișcă cam greu, eventual, când dăm știrea. Cea mai frumoasă idee care mi-a venit spre sfârșit a fost veteran. Faptul că are ran, cuvântul veteran, mi-am dat seama că aș putea să împânzesc chiselevu cu oameni care să alerge și pe tricoul lor să scrie veteran. Mi-am dat seama că pot aduce oameni ca dumneavoastră tineri care să alerge pentru ei. E un cross simplu de 7 km, nici măcar nu e mare lucru. Puteți veni cu copiii dumneavoastră pe 8 mai și să demonstrați că sunteți români asumați și că prima formă de memorie și prima formă de respect este memoria, că degeaba dumneavoastră ați făcut cei patru ceva, dacă memoria instituțională se va șterge și dacă nimeni nu va ține minte că vreodată cei patru au avut îndrăzneala să viseze și să populeze spații din care toți am fugit. Mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă urez succes tuturor! Da. Vă mulțumesc frumos pentru acest apel emoționant. Cu certitudine e un lucru la care ar trebui să reflectăm. Istoria este una dintre condițiile care determină prezentul. Am spus-o, nu știu cât de conștienți suntem de acest lucru atunci când facem demersurile noastre antreprenoriale. Cu certitudine pot însă să răspund eu, mi-asum acest lucru în numele cel puțin unei părți dintre instituțiile publice. Pot să vă asigur că pe durata pregătirii acestui eveniment am avut parteneri care au avut un aport consistent atât din partea spațiului privat cât și din partea instituțiilor publice și mi-a făcut multă plăcere să constat că există bună intenție dincolo de limite juridice, dincolo de culturi organizaționale, există foarte multă bună intenție și există disponibilitatea de a face ceva împreună. Această conferință reprezintă materializarea acestei bune intenții, iar faptul că un panel de instituții publice și o diversitate de actori privați suntem prezenți astăzi, la această oră, încă în această conferință, e un semn care ar trebui să ne bucure. Nu ne garantează succesul pe termen lung, dar ne spune că există suficient de multă determinare pentru a încerca, pentru ca procesul să se desfășoare și depinde de noi cât de departe putem să-l ducem. Încă o dată vă mulțumesc frumos, încă o dată le mulțumesc și lor pentru prezentări și încă o dată vă invit să luăm o pauză de 10 minute în care să gustați ceva din spate, să ne întoarcem înapoi, să trecem la discuția pe probleme și respectiv pe soluții la problemele noastre. Vă așteptăm!